Hadasa se întoarse la vilă reîmprospătată spiritual, fără să știe că acolo aștepta dezastrul. Intrând în peristil, o auzi pe Iulia țipând. Se grăbi pe scări în sus, până în triclinium, apoi trecu prin el și prin coridorul deschis ce ducea la camera stăpânei. O servitoare țipa isteric în fața ușii Iuliei. Are să o moare în bătaie, ce ne facem? Țipetele Iuliei o făcură pe Hadasa să acționeze fără să se gândească la consecințe. Când o văzu punând mâna pe clanță, cealaltă sclavă se pierdu cu firea și încercă să o oprească. Nu poți intra, are să te omoare. Hadasa o dădu la o parte, nebunită să ajungă la stăpâna ei, în timp ce fata cealaltă o rupse la fugă. Când intră în cameră, o găsi pe Iulia pe podea, încercând să se târască de sub loviturile de bici ale lui Urbanus. Țipa de durere în timp ce biciul sfâșia stofa roșie și îi brăzda pielea. Opriți-vă, domnule, strigă Hadasa, dar înfuriat el porni din nou după Iulia. Hadasa încercă să ia țină calea, dar bărbatul o dădu la o parte. Fata se aruncă înaintea lui în timp ce Iulia încerca să fugă. El îi dădu Hadasa o lovitură amețitoare, doborând-o la pământ. Ieși afară, mugi el, lovind-o brutal cu piciorul în șold, după care se întoarse din nou spre Iulia. Am să te omor, vrăjitoarea furisită, pe toți zeii, ți-o jur. O înghesui într-un colț și ea se ghemuia acoperindu-și capul cu mâinile și țipând când biciul o plesni pe spate. Hadasa se ridică tremurând cu vederea împăienjenită. Violența lui Urbanus era ca o prezență malefică în cameră. Auzi urletele de teroare și de durere ale Iuliei. Poticnindu-se prin cameră, se arunca asupra ei să o protejeze. Mușcătura biciului o făcu să icnească și să tresară. Plângând isteric, Iulia se făcu un ghem tremurând de desubtul ei. Înfuriat, Urbanus își vărsă toată furia asupra Hadasei. Când nu mai găsi nicio plăcere în biciuirea ei, se întoarse spre masa Iuliei, răsturnă una din statuile ei preferate și o izbi de oglindă. Încă n-am terminat cu tine, Iulia, zise el și plecă. Bătăile inimii Iuliei se mai potoliră. A plecat, lasă-mă să mă ridic. Hadasa nu se mișcă. Lasă-mă să mă ridic până nu vine înapoi, se zbătu Iulia și Hadasa se rostogoli într-o parte. Iulia-i văzut fața, palidă și neclintită. Hadasa, speriată, își duse urechea la buzele ei întredeschise. Abia mai respira. Strângându-și slujitoarea în brațe, izbucni în plâns. M-ai salvat de el, șoptia legănând-o. Mângâie părul de pe fața alba sclavei și o sărută pe frunte. Ai să te faci bine, cu siguranță. O ținu strâns și o legănă în timp ce mânia renăștea în sufletul ei. Gata, gata cu toate astea, Urbanus. Ușa se deschise încet și o servitoare își vârâ precaută capul pe ușă. Iulia o străpunse cu privirea. Unde e soțul meu? Întrebă ea cu răceală în glas. Sclava rămase în cadrul ușii urmată de alte două. Stăpânul Caius a ieșit din vilă, zise prima. Și acum veniți să mă ajutați, rostia amar. Lașelor, cu toate sunteți niște lașe. Văzut teama din ochii lor și pe bună dreptate le era frică. Toate sclavele din această casă aveau să ajungă în arenă pentru că o lăsaseră la mila lui Caius. O strânse mai tare pe Hadasa, mângâindu-i părul de pe fața palidă, toate cu excepția celei care o apărase. Simțea sângele cald al fetei prelingându-i se prin mâneca rochiei. Ridicându-și capul, le săgetă cu privirea pe sclavele care stăteau în pragul ușii așteptând instrucțiuni. Lașe, proaste, își meritau moartea, le ura pe fiecare în parte. Veniți și ocupați-vă de ea, poruncia. Și două fete se năpustiră în cameră și se aplecară să o ridice pe Hadasa. Puneți-i sare pe răni, bandajați-o și țineți-o departe de soțul meu. Își înfipse unghiile în brațul uneia din ele. Dacă moare, am să vă jupoi de vii, m-ați înțeles? Da, doamnă, zise ea îngrozită. Grăbiți-vă. Iulia știa că trebuia să părăsească vila înainte de întoarcerea lui Caius. Până când acesta nu-și descărca furia și nu-și recăpăta simțul rațiunii, viața ei era în pericol. Dacă nu o va găsi, va avea timp să se gândească și să-și recapete controlul. Fără să-și mai ia un răgaz ca să-și schimbe haina pătată de sânge, Iulia își aruncă o pelerină largă în jurul umerilor și ieși în noapte. Alergă tot drumul până la Calabah și bătu la ușă. Un sclav grec chipeș o lăsă înăuntru. Spune-i lui Calabah că sunt aici, zise ea oprindu-se lângă ușă.
El nu schiță niciun gest să-i dea ascultare și ea îl împinse la o parte, intrând în camera mai mare, unde își ținea Kalabach întrunirile. Spune-i lui Kalabach că sunt aici, zise ea din nou cu ochii aruncând scântei. Doamna Kalabach e ocupată. Iulia se întoarse și îl săgetă cu privirea. E o chestiune de mare importanță. A spus că nu vrea să fie deranjată. Va înțelege, zise ea exasperată, nu mai sta așa acolo, stehlizești la mine și fă ce ți-am spus. El ieși din cameră și Iulia a început să se plimbe prin camera agitată. Își strânse pelerina în jurul umerilor, dar nu reuși să scape de fiorul de gheață care îi trecea prin oase. Grecul se întoarse după câteva minute care îi se părură nesfârșite. Doamna Kalabach are să vă primească în camera ei în câteva minute, doamnă. Trebuie să o văd acum. Iulia trecu din nou de el nerăbdătoare, ajunse la o ușă deschisă și văzu o servitoare cu o robă ușoară în mână și pe Kalabach stând goală lângă pat. O, făcu ea roșind și Kalabach o privi cu o expresie de nepătruns, părea nestânjenită, cu brațele întinse pentru ca fata să poată înfășura o togă în jurul ei. O altă urgență, Iulia, zise ea prost dispusă și ușor iritată. Iulia se simți descurajată de o asemenea primire rece. Nu se gândise niciun moment că poate Kalabach era supărată pe ea pentru că nu venise la întâlnire. Îmi pare rău că n-am putut veni la piesa de teatru. Caius m-a forțat să merg cu el, n-am putut face nimic. Prostii, făcu Kalabach. Sunt sătulă de dramatismele tale, Iulia, zise ea la capătul răbdării. Ce lucru spectaculos a mai întâmplat și de data asta care să te facă să mă întrerupi seara? Iulia intră în cameră și își aruncă pelerina grea, întorcându-se astfel încât Kalabach să-i poată vedea palosul roșu sfâșiat și dungile de pe spate. Simți o satisfacție când o auzi suspinând. Caius ți-a făcut asta? Da, zise Iulia. A nebunit în seara asta, Kalabach. M-ar fi omorât dacă n-ar fi intervenit Hadasa. Servitoarea ta? S-a aruncat asupra mea și a primit ea tot restul. Început din nou să plângă. Cred că a omorât-o, era... Las-o pe sclavă, așează-te un moment și încearcă să te liniștești, o întrerupse Kalabach, conducând-o spre pat. Își puse mâinile pe umerii ei tremurând și o forță să stea jos. Am să aduc niște alifie pentru spatele tău. Vorbi cu una dintre sclavele ei, închise apoi ușa și se întoarse spre ea. Acum spune-mi, ce s-a întâmplat de la făcut pe Caiu să-și piardă într-atât controlul? Tensionată, Iulia se ridică. Nereus mi-a spus ieri câte mii de sesterți îi datorează Caiusului Anicetus. A mai spus că soțul meu a încercat să vândă unele din investițiile făcute de Marcus pe numele meu, dar n-a reușit. N-a reușit? Se pare că Marcus a aranjat să fie informat imediat ce anumite proprietăți sunt scoase pe piață, zise ea plimbându-se neliniștită. Caius știa că Marcus îmi va spune ce se întâmplă. Asta l-a pus în postura de a încerca să mai obțină timp până va putea să facă rost de suficienți bani ca să-i plătească înapoi lui Anicetus. O privi pe Kalabach. Anicetus și-a sărbătorit ziua de naștere astă seară și Caius a insistat să-l însoțesc. Se opri tremurând. Mi-e frig, Kalabach. Kalabach luă pelerina și o puse pe umeri. Iulia se simțea nenorocită. Anicetus mă găsește frumoasă, zise ea. Nu s-a sfiit să-mi arate că mă dorește. Caius a fost întotdeauna gelos înainte și mi-a spus să stau departe de el pe cât posibil ca să nu-l încurajez. În seara asta, Caius ar fi vrut să-i zâmbesc și să flirtez cu cretinul acela nenorocit. A spus că Anicetus se va simți insultat dacă nu voi merge la ziua lui de naștere. Desigur, Nereus mi-a spus adevărul. Știam de ce era Caius atât de insistent. Voia ca Anicetus să fie în toane bune când îl va ruga să-i mai dea timp să-și plătească datoriile. Se așeză din nou pe pat cu fața încordată. Ei bine, datoria lui e anulată. Anulată? Repetă Kalabach sec și se întoarse oftând din greu. Cum ai reușit? Am făcut niște aranjamente cu Anicetus. Ce fel de aranjamente? Am petrecut o oră făcându-l să se simtă bine în camera lui privată, zise ea, revoltându-se îndată împotriva rușinii cauzată de această mărturisire. Veni la picioarele ei.
Caius mi-a fost infidel de prea multe ori, rostia defensiv, e timpul să știe și el cum e. Calabach părea cuprinsă de o durere stranie. Te-ai simțit bine? M-am simțit bine văzând fața lui Caius în timp ce zâmbeam și flirtam cu Anicetus, așa cum mi-a cerut chiar el să fac. M-am simțit bine văzând expresia de pe fața lui când am plecat de la petrecere fără el. M-am simțit bine imaginându-mi prin ce a trecut în tot acest timp cât am fost plecată. O, da, am savurat fiecare minut. Și nu ți-a trecut nicio clipă prin minte că soțul tău va trece la represalii? Nu-mi păsa, zise Iulia întorcându-și capul în timp ce ochii se umplură de lacrimi. Dar nu l-am mai văzut niciodată atât de furios ca la Bach. Era ca nebun. L-ai umilit de față cu prietenii lui? Iulia își ridică privirea supărată. Îi iei apărarea după ce m-a făcut să sufăr de atâtea ori? Nici prin cap nu-mi trece să iau apărarea. Îl disprețuiesc pentru tot ce ți-a făcut ca să-și satisfacă plăcerile. Dar gândește-te, Iulia, îl știi pe Caius, să-i cunoști mândria, îi cunoști accesele de furie. Ar fi în stare să te ucidă pentru ce i-ai făcut. Atunci n-am să mă mai întorc. Va trebui să te întorci sau vei pierde totul. Calabach se așeză lângă ea și o luă de mână, suspină ușor strângând-o. Va trebui să te protejezi. Dar cum? Întrebă Iulia cu ochii plutind în lacrimi de frică. Calabach ridică bărbia Iuliei și privi adânc în ochii ei. Am să-ți spun un lucru pe care nu l-am mai împărtășit nimănui. Poți să am încredere în tine că îmi vei păstra secretul? Iulia clipi, pierzându-se în adâncimea ochilor întunecați ai lui Calabach. Ochi ce păreau nemăsurați și misterioși, plini de secrete. Da, zise ea tremurând. Calabach se aplecă spre ea și o sărută ușor pe buze. Știu că ai să-l păstrezi. Își puse palma blând pe obrazul Iuliei, privind-o cu ochi frumoși și plin de vrajă. Am știut de la bun început că tu și cu mine vom fi prietene bune. Atingerea ei mai stărui o clipă, apoi se destrămă lăsând-o pe Iulia cu o senzație stranie de neliniște. Calabach se ridică și se îndepărtă grațioasă. Toată lumea crede că soțul meu, Aurius, a murit de apoplexie. Se întoarse din nou spre Iulia, vrând să-i studieze reacția când îi va spune adevărul. De fapt, l-am otrăvit. Văzu ochii Iuliei mărindu-se de surprindere, dar nu dezaprobare. Era curioasă, dornică de explicații. Și Calabach continuă. Căsătoria cu el devenise insuportabilă. Era bătrân și respingător când m-am căsătorit cu el, dar am rămas o soție credincioasă. I-am administrat afacerile financiare, întâlnirile, chestiunile legate de proprietăți. I-am dat sfaturi pertinente în probleme politice. I-am refăcut averea care se împuțina. Apoi, după o singură mică indiscreție din partea mea, Aureus m-a amenințat cu divorțul. Calabach zâmbi cinic. Trăim într-o lume a bărbaților, Iulia. Soții noștri pot comite adulter de câte ori au poftă, dar o singură ofensă din partea unei femei o poate costa viața. Nu că Aureus ar fi avut curajul să mă amenințe cu moartea. Nu, mă ura, dar îi era frică. Și frică de mine. Îmi spunea adesea că s-a îndrăgostit de mine pentru intelectul meu și pentru senzualitatea mea. Mai târziu s-a simțit amenințat de amândouă. Râse ușor, cu răceală. Nu mi-a spus decât că vrea să fie din nou liber. Dar dacă ar fi fost, ar fi distrus tot ce am construit eu. Nu mi-ar mai fi rămas nimic de pe urma eforturilor mele și legea romană i-ar fi dat binecuvântarea. Se uită la Iulia. Moartea lui a fost rapidă și milostivă. Nu voiam să simtă niciun fel de durere. Am organizat o petrecere și distracție. Cei care au fost prezenți în seara când a murit Aureus au fost convinși că a făcut un atac de apoplexie. Zâmbi ușor. Am aranjat cu un medic să le confirme supoziția, în caz că unii și-ar fi pus întrebări mai târziu. Dar nimeni n-a făcut-o. Calabach se așeză din nou lângă Iulia. Desigur, situația ta e alta. Caius e tânăr. Ar trebui să folosești ceva cu efect mai lent, pentru ca moartea lui să pară naturală. Există otrăvuri puțin cunoscute care cauzează febră mare,
asemănătoare celor care apar atât de des în Roma în timpul sezonului cu inundații. O luă pe Iulia de mână. Era rece și umedă. Ți-e teamă, te înțeleg. Și mie mi-a fost, crede-mă, dar după tot ce ți-a făcut și după felul în care te ameninți acum, ce altă alegere ai? Cunosc o femeie care a slujit-o pe soția lui Cezar Augustus, Livia. E foarte pricepută și ne-ar putea ajuta. Dar e nevoie să fac o crimă? Zise Iulia smulgându-și mâna și ridicându-se gata să o ia la fugă. E o crimă să te aperi? Știi ce se alege de o femeie fără familie și relații? E lăsată la mila lumii pline de cruzime. Auriu s-a ținut o sabie deasupra capului meu, iar eu am ales să lupt. Iulia se simțea slăbită și amețită. Nu mai e nicio altă cale? Întrebă ea tremurând și-și puse mâna pe frunte, simțind-o îmbrobonată de sudoare. Kalabah lăsă liniștea să domine încăperea câteva minute, apoi vorbi din nou. Cunoștea toate slăbiciunile Iuliei, iar acum sosise vremea să le folosească. Ai putea să mergi la tatăl și la mama ta și să le spui ce s-a întâmplat. Nu, nu pot face asta, zise Iulia repede. Tatăl tău se bucură de putere și influență. Spune-i cum te-a bătut Caius și lasă în seama lui să-l termine. Nu înțelegi, Kalabah. Tata va dori să știe de ce m-a bătut soțul meu. El crede că eu sunt de vină pentru moartea lui Claudius. Dacă ar afla de Anicetus, nu mi-ar ține partea. Satisfăcută, Kalabah trecu la următorul aliat al Iuliei. Dar mama ta? Nu, zise ea clătinând din cap, nu vreau să afle nimic din toate astea. Nu vreau să gândească rău despre mine. Kalabah zâmbi ușor. Mândria Iuliei era la fel de mare ca și cea lui Caius. Dar Marcus, făcu ea pregătindu-se să elimine ultima posibilitate. Marcus l-ar amenința pe Caius cu propriile lui arme, zise Iulia, găsind oarecare mângâiere în această situație. Lucru care n-ar face decât să te pună și mai mult în pericol, zise Kalabah cu o răceală rațională. Și totuși mai există o posibilitate demnă de luat în seamă. Încurajează-l pe Marcus să-l distrugă pe Caius din punct de vedere financiar. Odată ce toți banii tăi se vor duce, Caius îți va acorda fără îndoială divorțul, zise ea cu glas mieros, așteptând amuzată reacția Iuliei. Și eu cu ce rămân? Nu, asta nu e o soluție, Kalabah. Voi fi fără niciun aureus pe numele meu, înapoi în casa tatălui meu care îmi va dicta fiecare mișcare. Jur că nu voi lăsa să se mai întâmple așa ceva vreodată. Kalabah rămase tăcută știind că Iulia va fi în cele din urmă de acord cu ea. Știuse de la bun început, când încurajase legătura dintre Iulia și Caius, că se va ajunge aici. Iulia se plimba încoace și încolo căutând justificări și argumente. Le găsi însoțite de un val de emoții violente și confuze. S-a folosit de mine în mod abominabil, mi-a fost infidel, mi-a risipit banii pe jocuri de noroc și pe alte femei. Pe urmă a încercat să folosească pasiunea lui Anicetus pentru mine în avantajul lui. Eu îl salvez și el îmi e oare recunoscător când este anulată datoria? Nu, mă bate și jură că mă ucide. Tremurând violent, se așeză și își îngropă fața în palme. Merită să moară. Kalabah își trecu brațul pe după umerii ei. Gata, gata, liniștește-te, Iulia. Caius și-a făcut-o cu mâna lui, zise ea, absolvind-o astfel de orice vină. Dar cum s-o fac? Ar trebui să mă întorc din nou la el și mi-e îngrozitor de teamă. Încă mai am oarecare influență asupra lui Caius. Am să vorbesc cu el în următoarele zile și am să-l fac să înțeleagă că dacă abuzează de tine, își face singur rău. Caius nu e prost, Iulia. Va încerca să se stăpânească pentru a se proteja de fratele și de tatăl tău, dar numai o vreme. Amândouă îl cunoaștem pe Caius. Se va gândi la un mod prin care să te rănească și timpul îi va slăbi autocontrolul. Nu mă privi așa de speriat, ai încredere în mine. Câteva doze pe săptămână și sănătatea lui se va înrăutăți. În săptămânile ce urmează nu va mai fi o amenințare pentru tine. Inima Iuliei bătea ca o pasăre captivă în fața unui șarpe. Și dacă începe să bănuiască ceva? Iulia, dragă, iartă-mă că-ți spun, dar Caius nu te-ar crede în stare de o asemenea viclenie.
Întotdeauna te-a considerat ștearsă din punct de vedere intelectual. El nu te apreciază așa cum o fac eu. Dorința trupească a fost cea care l-a îngenunchiat. Nu trebuie să-ți faci griji că va bănui ceva. Nu i-ar trece nicio clipă prin cap că ai fi în stare să te salvezi din ghearele lui. O strânse ușor de mână, dar trebuie să acționezi cu înțelepciune. Ce vrei să spui? Se bâlbâi Iulia. Îngrijește-l cu atenție, plângi pentru el, adu jertfe zeilor în numele lui, consultă mai mulți doctori, am să-ți dau eu câteva nume în care poți avea încredere. Și mai ales, Iulia, indiferent ce ți-ar spune, ce acuzații ți-ar aduce, nu intra în jocul lui, nu te pierde cu firea, pentru că atunci totul e pierdut. M-ai înțeles? Fă ca cei din jurul tău să vadă că te comporți ca o soție iubitoare și devotată. Și la sfârșit, Iulia, când va veni timpul, jelește-l. Iulia dădu încet din cap cu fața albă ca varul. Își ridică mâna la obrajii brăzdați de lacrimi. Nu fi atât de tristă, micuța mea prietenă. În lumea asta nu există bine și rău, nici alb și negru. Viața e plină de zone cenușii și primul instinct dintre toate este supraviețuirea. Cei puternici supraviețuiesc, nu neapărat puternici la trup, ci la minte. Vei trece peste asta. Servitoarea sosi cu alifia. Mă ocup eu de ea, îi zise Calabach și închise ușa. Dă-ți jos palusul, Iulia, și întinde-te pe pat cu fața în jos, zise ea. Am să încerc să fiu cât pot de blândă. Iulia își ținu răsuflarea la prima atingere. Ardea ca focul. Apoi durerea se mai potoli și ea se relaxă, lăsând-o pe Calabach să-i oblojească rănile. Ce m-aș face fără tine, Calabach? Nu ți-am spus de la început? Eu sunt întotdeauna aici, nu te voi părăsi niciodată. Ochii negri ai femeii luceau înflăcărați de un foc întunecat. Când vor trece toate aceste neplăceri, va trebui să încerci să le lași în urmă și să uiți că s-au întâmplat vreodată. Numai așa vei putea să te bucuri de adevărata fericire. Am să-ți arăt eu drumul. Își trecu mâna ușor peste spatele Iuliei. Mai ai atâtea de învățat. Viața e ca o piesă de teatru, Iulia, și noi suntem cei care o scriem. Gândește-te că acesta nu e decât un act, un mic act printre atâtea altele care vor mai veni. Capitolul 23. Hadasa își reveni când simți mâna cuiva atingându-i fruntea. Transpiră, zise Iulia. Are febră, doamnă, nu e grav, o veghem îndeaproape, zise Elisheba cu sfială. Hadasa deschise ochii și văzu că era întinsă cu fața în jos pe o saltea. Podeaua era din piatră închisă la culoare, ca și în camerele mici, de pe coridoarele șerpuinte de la subsolul vilei unde erau ținute proviziile. Cineva ridicase păturile de pe ea și acum le puse înapoi cu grijă, acoperind-o până la umeri. Rănile par adânci, zise Iulia. Le-am împachetat cu sare ca să prevenim infecția, doamnă, zise Lavinia, pe un ton atât de umil și de speriat, încât Hadasa își dădu seama că ceva nu era în regulă. Se mișcă și își ținu respirația când durerea scuțită o făcu să-și dorească din nou uitarea. Încearcă să nu te miști, Hadasa, șopti Iulia, punând o mână fermă pe umărul tremurând al fetei. Ai să mărești durerea și ai să-ți redeschizi rănile. Am venit numai să văd dacă ești bine îngrijită, zise ea. Hadasa simți asprimea din glasul stăpânei și își dădu seama că vorbea mai mult pentru Lavinia, fata care încercase să o împiedice să intre în cameră pentru a-l opri pe Urbanus, decât pentru ea însăși. Poate pentru că Lavinia se ocupa acum de ea. Elisheba plângea și Iulia îi porunci cu răceală să tacă. Hadasa auzi un foșnet ușor când Iulia se ridică. Stăpâna dădu ordine scurte slujitoarelor să aducă mâncare și vin și să se grăbească. Oțelindu-se în fața durerii, se sforță să se ridice în capul oaselor. Era foarte slăbită și spatele înțepenit și lovit o ustura și izvâcnea la cel mai mic efort. Fața Iuliei era în umbră, așa că n-o putea vedea clar. Oare Urbanus lăsase urme? Când se întoarse, Hadasa văzu că nu și scoase un suspin. Sunteți bine, zise ea ușurată. Fața Iuliei se înmuie, îngenunchie și luă mâna fetei. Câteva vânătăi doar.
Caius m-ar fi ucis dacă n-ai fi fost tu. Duse mâna Hadasei la obrazul ei palid și o privi cu ochii umezi. Ce-am să mă fac fără tine? Asta înseamnă că trebuie să plec, zise Hadasa îndurerată. Urbanus ar fi putut să o trimită la moarte pentru că nu i-a ascultase porunca, chiar dacă această poruncă însemna moartea stăpânei ei. Iulia evită privirea. Nu mai voia să o găsească în vilă la întoarcerea ei. Era destul de dificil să facă ce o îndemna Calabah și fără ca ea să fie prezentă. Nu ești în siguranță aici, zise ea, lucru care era destul de adevărat. Caius te va omorâ dacă va pune mâna pe tine, așa că te trimit înapoi la mama. Când împrejurările se vor schimba, am să trimit după tine. Ce împrejurări s-ar putea schimba? Se întrebă Hadasa. Urbanus o disprețuise întotdeauna. Era ciudat dacă se gândea la repulsia instinctivă pe care o simțise pentru el de la bun început. Poate ura pe care o simțea el era un răspuns la asta. Nu știa sigur. Dar dumneavoastră, doamnă, zise ea temându-se pentru Iulia, Urbanus era un bărbat violent, lipsit de scrupule, cu pasiuni întunecate. A spus că vă va ucide și Hadasa nu se îndoia că ar fi făcut-o a doua oară când ar fi avut o asemenea izbucnire nebunească. Ochii Iuliei scăpărară, dar rămase fermă pe poziție. Nu are cum. Voi sta cu Calabah, ea e chiar acum cu el. Are influența asupra lui și îl va face să regrete ce mi-a făcut. După ce îi va spune ce riscuri și-a asumat, va veni să-mi ceară iertare și mă va implora să mă întorc la el. Hadasa privi atent fața stăpânei sale și nu văzu nicio urmă de compasiune sau speranță, dar în ochii Iuliei strălucea ceva, de o intensitate tulburătoare, voia răzbunare. Doamnă, zise Hadasa, întinzându-și mâna liberă spre obrazul ei. Iulia se eliberă ridicându-se brusc. Uneori Hadasa o făcea să se simtă foarte ne la locul ei, ca și când sclava ar fi văzut în sufletul ei și ar fi citit gândurile. Totul se va rezolva cum nu se poate mai bine, zise ea, sforțându-se să zâmbească. Nu voia ca Hadasa să-și dea seama ce are de gând, căci ar fi încercat să o facă să se răzgândească și nu se simțea destul de puternică să-i respingă argumentele. Se gândi la Calabah și deveni și mai hotărâtă. Caius era o amenințare pentru viața ei și trebuia să moară. Nu făcuse nimic ca să merite un tratament atât de respingător și de brutal din partea soțului ei. Lavinia intră în cameră cu un platou pe care aranjase pâine, fructe, felii de carne și un ulcior cu vin. Sclava tremura din toți rărunchii în timp ce așeza platoul înaintea Hadasei. O privi pe fată implorator. Lasă-ne, zise Iulia disprețuitor și Lavinia fugi din cameră. Comportamentul Iuliei se schimbă când rămaseră din nou singure. Se apropie și îngenunchie înaintea Hadasei nesigură. Să nu le spui părinților mei și lui Marcus nimic din ceea ce s-a întâmplat. Nu ar face decât să înrăutățească și mai mult lucrurile cu Caius. Trebuie să încerc să mă împac cu el și să mă întorc la vilă. Dacă Marcus ar afla ce mi-a făcut, mi-e și teamă să mă gândesc de ce ar fi în stare. Posibilitățile erau prea sumbre pentru a se gândi la ele. Înțeleg, doamnă. Iulia își mușcă buzele și fu pe punctul să mai spună ceva, dar atunci când vorbi, nu dezvălui nimic. Am și așa destule probleme, fără să se mai amestece și Marcus, zise ea, mai tulburată decât o văzuse Hadasa vreodată. Trebuie să plec. Ochii se umplură de lacrimi. Îmi va fi dor de tine, șopti a răgușit și se aplecă să o sărute pe Hadasa pe obraz. Mai mult decât îți poți imagina. Hadasa îi luă mâna între palmele ei, îngrijorată și dornică să-i rămână aproape. Vă rog, nu mă alungați de la dumneavoastră. Preț de o clipă, Iulia păru gata să împlinească dorința. Apoi ochii ei se îngustară plin de o hotărâre și mai fermă. Dacă vrei să mă ușurezi situația, trebuie să pleci și asta cât mai repede. Hadasa roșii rușinată. Urbanus nu-și ascunsese niciodată antipatia față de ea. Poate prezența ei din ultimele luni nu făcuse decât să sporească tensiunile într-o relație și așa destul de fragilă. Atunci am să mă rog pentru dumneavoastră, doamnă. Am să mă rog la Dumnezeu să vă protejeze.
Mă pot proteja și singură, zise Iulia, ridicându-se în picioare și eliberându-se din strânsoarea mâinilor fetei. Se opri în pragul ușii. Am lăsat ordin să ți se dea tot ce dorești. Cât timp se află pe patul de suferință, Hadasa află prin Elișeba și Lavinia ce se întâmpla în casă. După întâlnirea cu Calabah, stăpânul veni acasă și porunci să îi se aducă vin. Goli ulciorul până la fund, cu privirea pironită în gol, cu chipul atât de întunecat că servitorii se îngroziră. Marcus veni să-și vadă sora în dimineața următoare și îi se spuse că e în vizită la prietene. Apoi și-a exprimat dorința să vorbească cu tine, îi zise Elișeba, dar i-am spus că ai fost trimisă de stăpâna cu treburi. Numai pomenirea numelui lui Marcus i-a făcut stomacul se strângă într-un chip ciudat. Arăta bine? O, da, făcu Lavinia cu un zâmbet visător. Dacă aș avea norocul să fiu sclava unui asemenea bărbat, l-aș sluji în orice fel mi-ar cere. Iulia se întoarse la vila lui Caius împreună cu Calabah la sfârșitul săptămânii și toți trei discutară pendelete în bibliotecă. Elișeba le aduse vin și fu expediată. Femeile plecară împreună o oră mai târziu. Elișeba îi relată Hadasei vizita. Doamna Calabah a spus, ne întoarcem mâine după amiază după ce vei fi avut timp să cântărești cu atenție lucrurile, Caius. Nădăjduiesc ca până atunci să-ți vii în fire. Azi dimineața a fost bolnav, zise Lavinia. Și nu e de mirare, a băut toată săptămâna. Elișeba i-a aduse Hadasei o tunică nouă, dar chiar și lâna moale îi chinuia spatele. Ar trebui să mai stai câteva zile, zise Lavinia. Doamna Iulia vrea să plec cât mai repede posibil, răspunse Hadasa. Dacă Iulia s-ar fi întors mâine, prezența ei ar fi putut o pune din nou în pericol dacă Urbanus ar fi aflat că e încă aici. Își înfășură încet șarfa evreiască în jurul mijlocului, legând-o cu cât mai multă blândețe. Trebuie să se oprească de câteva ori în drum spre vila Valerian. Vila lui Urbanus era construită în partea circulară a orașului, în timp ce familia Valerian locuia în zona mai veche, de cealaltă parte a Palatinului. O lua Gale făcând un popas pentru a cumpăra ceva de mâncare pe drum. Slăbită și obosită, se așeză lângă o fântână să se odihnească. Sunetul apei era liniștitor și fata fugata să adoarmă sub razele soarelui. Mâncă fructele și pâinea pe care și le cumpărase și se simți întărită. Enoch fu surprins să o vadă. Stăpânul e la biroul lui de pe Tibru, dar doamna Phoebe e în grădină, te conduc eu la ea. Nu întrebă de ce o trimisese Iulia acasă. Părea bucuros că se afla acolo. Doamnă, zise el ajungând la Phoebe, care stătea pe o bancă sub tufa de trandafiri, s-a întors Hadasa. Phoebe își ridică privirea și chipul ei calm și senin fu luminat de un surâs. Se ridică și Hadasa văzu că voia să o îmbrățișeze. Înainte să facă un gest ne la locul lui înaintea lui Enoch, Hadasa îngenunchie rapid și se aplecă, atingând picioarele lui Phoebe într-un gest umil de supunere. Doamna Iulia m-a trimis să lucrez din nou în serviciul dumneavoastră. Ridică-te, copilă, oprinse de bărbie privind-o cu afecțiune sinceră. Zeii fie lăudați, stăpânului tău și mie ne-au lipsit enorm cântecele și istorisirile tale în aceste ultime luni. O luă de mână și făcură câțiva pași pe alee. Dar spune-mi despre fica mea. Am avut foarte puține vești de la ea în ultima vreme. Hadasa răspunse la întrebările ei cât mai nelămurit posibil, încercând în același timp să o liniștească. Phoebe părea mulțumită și nu continuă subiectul spre recunoștința Hadasei, care nu fusese pusă astfel în postura de a spune o minciună. În seara asta ești scutită de orice îndatoriri, Hadasa, zise ea. Domnul Decimus și cu mine ne întâlnim cu niște parteneri de afaceri. Marcus intră în vilă în primele ore ale serii. Era obosit și deprimat. Enoch îl informă că părinții lui au ieșit în oraș, fapt care îl făcu să simtă și mai intens povara singurătății. Întreba dacă vrea să mănânce ceva, refuză. Nu-și luă nici porția de vin. Primise informații neliniștitoare astăzi și nu știa cum să le facă față mai bine. Ieși în grădină să-și limpezească mintea, dar gândurile lui tulburate șterseră și urma de pace pe care sperase să o găsească
printre copacii și florile mamei sale. Inima a început să-i bată mai repede când zări silueta unei persoane șezând pe o bancă la capătul aleii. Hadasa? Fata se ridică încet, încordată în chip straniu și îl privi. Domnule! Valul de emoții de care se simți copleșit tânărul văzând-o îl făcu să intre în defensivă. Ce faci aici? Doamna Iulia m-a trimis înapoi. De ce? Părea rănită de întrebarea lui directă. Soțul ei preferă ca de nevoile ei să se ocupe altcineva, domnule. Marcus se sprijini de coloana de marmură. Încercarea de a-și păstra calmul după informațiile primite în acea după-amiază îi chinuise mintea, iar acum prezența neașteptată a Hadasei îi făcea inima să o ia razna. Și care sunt mai exact nevoile surorii mele în prezent? Se strădui să-i vadă fața la lumina stelelor, dar ea își ținu mai departe creștetul plecat. Zvonurile sunt îngrijorătoare, zise el după o pauză lungă. Ultima bârfă e că sora mea și-ar fi petrecut o oră în camera lui Anicetus și că la întoarcerea ei ar fi fost în posesia unor documente semnate prin care datoria soțului ei ar fi fost anulată. Hadasa nu zise nimic. Cunosc o grămadă de persoane care îi datorează banii lui Anicetus. Cu toții se tem să n-o sfârșească pe fundul Tibrului dacă nu reușesc să plătească în timp util. Acum spunem, Hadasa, cum a reușit sora mea să-l convingă pe Anicetus să anuleze datoria lui Caius? Hadasa nu răspunse nici de această dată, însă Marcus îi simțea încordarea. Tânărul se depărtă de coloană și se apropie de ea. Vreau să aflu adevărul în clipa asta. Nu știu nimic cu privire la aceasta, domnule. Nu știi, făcu el apucând-o de braț când ea se dădu înapoi. Sau nu vrei să spui? O smuci spre el și fata scoase un suspin ușor de durere, apoi se prăbuși. Surprins, el o prinse în brațe înainte ca ea să se lovească de aleea pavată. Hadasa, zise el speriat. Trupul ei era inert în brațele lui. O duse repede înapoi în vilă, alarmat că leșinase, supărat pe sine că își descărcase frustrările pe ea. Enoch îl privi surprins. Adu-mi niște vin, Enoch, a leșinat. Servitorul se grăbi să îndeplinească porunca în timp ce Marcus o întinse pe o canapea. Fata gemu când tânărul își retrase brațul de sub ea. Acesta se încruntă. O pată de sânge se zărea prin lâna de culoare deschisă a tunicii. Întorcând-o pe o parte, ridică haina. Văzând urma roșie de pe umărul ei, trase o înjurătură. Nu arăta prea bine nici când a venit azi dimineață, zise Enoch, intrând în cameră cu o tavă. Mă ocup eu de ea, domnule. Lasă vinul și pleacă, porunci Marcus scurt, și închide ușile după tine. Da, domnule, zise Enoch, surprins. Marcus îi sfâșie tunica de la gât până la brâu. Când îi văzu spatele, începu să tremure. Cum putuse o fată așa de micuță și de fragilă în aparență să ia o asemenea bătaie? Și ce făcuse oare ca să o merite? Se uită la urmele de bici care învinețiseră și brăzdaseră spatele. Cel puțin o duzină de lovituri aplicate de o mână grea. Nici chiar în momentele ei de furie maximă, Iulia nu era în stare de asemenea violență. Trebuie că fusese Urbanus. Hadasa își reveni, se ridică dezorientată și tunica ea alunecă de pe umeri. Cu ochii măriți, oprinse înainte să-i descopere sânii și își ridică privirea spre Marcus. Obrajii palizi îi se colorară. Caius ți-a făcut asta? Marcus nu mai simțise în viața lui o asemenea pornire de ură împotriva unui om și nici o asemenea dorință arzătoare de răzbunare. Fata păli din nou, gata să-și piardă din nou cunoștința. A fost vina mea. Vina ta? Zise el înfuriat că îi ținea partea. Și ce lucru îngrozitor ai făcut ca să meriți o asemenea bătaie? Și ce lucru îngrozitor ai făcut ca să meriți o asemenea bătaie? Ea strânse în mâini tunica ruptă și își plecă din nou fruntea. I-am încălcat porunca. Marcus cunoștea oameni care își băteau sclavii pentru infracțiuni minore,
cum ar fi fost faptul că se mișcau prea încet sau că erau neîndemânatici. Dar nesupunerea era altceva. Dacă ce spunea Hadasa era adevărat, Caius avea chiar dreptul să o ucidă. Dar mai știa și faptul că Hadasa nu făcea nimic fără motiv. Iulia ce rol a jucat în asta? Fata îl privi speriată. Ar fi oprit bătaia dacă ar fi putut. A avut grijă să fiu bine îngrijită pe urmă și m-a trimis aici ca să fiu în siguranță. Nu stătea în firea Iuliei să facă asemenea acte de bunătate fără vreun interes personal. În plus, răspunsul Hadasei venise prea repede, ca și când ar fi știut că va urma întrebarea și l-ar fi pregătit dinainte. Era mai mult decât atât și Iulia era cu siguranță implicată. Dar Marcus nu mai presă pe Hadasa, știind că loialitatea o va determina să păstreze tăcerea. Când se duse a doua zi la vila Iuliei, aproape că se aștepta să-i se spună că-i plecat în vizită la prieteni, dar o găsi acasă, mai frumoasă ca oricând. Îți stă bine în albastru. Mi s-a mai spus, replică ea încântată de compliment. Ador culorile, o miriadă de culori. Am proiectat eu însă în palusul, zise, făcând o piruietă, ca el să poată admira lână albastră bogată și marginile cu roșu strălucitor și galben. Un trandafir printre flori de câmp. Cingătoarea mare din piele și alamă îi amintea de ceva asemănător purtat de Aria. Gândul îl tulbură. Caius nu se simte bine, zise Iulia. Hai să ne plimbăm prin grădină ca să nu-l deranjăm. Îl îmbrățișă. Mi-a fost atât de dor de tine, Marcus. Spune-mi ce ai mai făcut în ultima vreme. Povestește-mi tot. Au trecut câteva săptămâni de când nu te-am văzut. Nu că n-aș fi încercat, surioară. De fiecare dată când trec pe aici, ești în vizită la prieteni. Ea râse prea cu poftă, dar expresia ei se schimbă puțin. Îi povesti despre piesele de teatru văzute cu o prietenă și despre petrecerile la care fusese. Nu pomeni nimic de Anicetus și vorbi puțin despre Caius. Marcus era sătul de joacă. Circulă un zvon despre tine și Anicetus, zise el, și văzu cum obrajii ei se colorară. Ce zvon? Întrebă ea precaută, evitându-i privirea. Că l-ai lăsat să se folosească de tine în schimbul anulării datoriei lui Caius, zise el fără menajamente. Ochii ei licăriră. Eu aș spune că a fost chiar invers, zise ea defensivă. Nu s-a folosit de mine, eu m-am folosit de el. Pentru câțiva sesterți? Pentru 50.000 de sesterți, zise ea ridicându-și bărbia. Prețul nu contează, surioară. Un aureu sau un talan de aur, cert e că te-ai vândut. Caius va permite să te ocupi și de celelalte datorii ale lui în același fel? Cine ești tu să mă iei la întrebări? Nu știi nimic despre viața mea. Habar n-ai ce s-a întâmplat. Atunci spune-mi tu ce te-a făcut să mergi până acolo. Ea întoarse spatele roșie de furie. Nu-i treaba ta ce fac cu viața mea. Sunt sătulă să-mi tot impună alții cum să trăiesc. El o smuci cu fața spre el. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu Hadasa, zise el neputându-și stăpâni furia din glas. Ochii ei se îngustară, devenind prudentă. Deci nu pentru mine ești îngrijorat, ci pentru o sclavă. Ce i s-a întâmplat ei are legătură cu tine, zise el înfurindu-se și mai tare. Ea ce ți-a spus că s-a întâmplat? Nimic. Atunci de unde știi că a fost bătută? I-am văzut spatele. Iulia zâmbi timid, luându-l peste picior. Profiți de ea ca și de Bitia? Marcus îi dădu drumul. O privi fioros, cuprins brusc de un dezgust pentru ceea ce devenise sora lui. Ea întâmpină privirea o clipă încăpățânată și rebelă, apoi fața îi se topi într-un zâmbet nesigur, în care el o văzut din nou pe surioara lui mult iubită. N-am vrut să spun asta. Îmi pare rău. Hadasa nu e ca Bitia, zise ea, ducându-și mâna la tâmplă. Îl privi rugătoare. A trebuit să o trimit Marcus. Dacă ar fi rămas aici, Caius ar fi omorât-o. Și înseamnă nespus de mult pentru mine. Nu știu de ce. Marcus avea impresia că înțelege. Poate că Hadasa avea același efect și asupra celorlalți cum avea asupra lui. Prezența ei senină devenise într-un fel esențială. Ce s-a întâmplat? Întrebă el mai blând. Iulia oftă.
Caius n-a fost de acord mai mult decât tine cu felul în care am rezolvat cu datoria lui la Anicetus. Și a ieșit din fire. Hadas a intervenit și a primit pedeapsa care mi era destinată mie. Marcus simți un val de căldură atât de mare că l-ardea pe dinăuntru. A luat vreodată biciul la tine? Ți se pare că a făcut-o? Când se întoarse să intre în casă, i-aș puse mâna pe brațul lui. Nu trebuie să te gândești la răzbunare, Marcus. Jură-mi că n-ai să faci nimic. Nu interveni în niciun fel. Crede-mă, asta ar înrăutăți de 100 de ori mai mult lucrurile. Lăsă mâna să-i cadă din nou pe lângă trup. În plus, s-a terminat. Așa bolnav cum e, Caius nu mai reprezintă o amenințare pentru mine. Să nu te aștept să-l compătimesc. Ea-l privi cu o expresie de nepătruns. Satisfacție, durere, nesiguranță, resemnare, toate păreau să se împletească acolo în adâncul ochilor ei. Își întoarse din nou privirea în altă parte. Aș da orice să-ți pot spune totul. Început să se plimbe din nou pe alee, se opri și culese o floare. Încă îl mai iubești? Nu pot altfel, zise ea, privindu-l cu un zâmbet dureros. Poate semăn cu Aria. N-a încetat niciodată să te iubească, știi asta? Marcus zâmbi batjocoritor. Așa susține ea? Iulia smulse o petală albă de la floare și o lăsă să plutească în adierea vântului până atinse pământul. Te-ai gândit vreodată că poate promiscuitatea ei e un semn al deznădejdii sau al disperării? Vorbea oare despre Aria sau despre ea însăși? O privi cum smulse pe rând petală după petală până când floarea rămase golașă. Am avut speranțe atât de mari, Marcus. Viața e atât de nedreaptă. Viața e așa cum ți-o faci. Ea îl privi cu un zâmbet trist. Presupun că ai dreptate. Până acum i-am lăsat pe alții să-mi conducă viața. Tata, Claudius, Caius. Dar acum gata. Am să fac ce trebuie să fac ca să fiu fericită. Privi polenul de pe mâinile ei și îl scutură ușor. Ar fi cazul să văd ce face Caius. Îl luă de braț și porniră înapoi. Poate îi va face bine puțin vin. Capitolul 24. Serbările lunii mai fură însoțite de o stare de jubilare în Roma. Preoții numiți pontifices sau cei care clădesc poduri aruncau mănunchiuri de papură în formă de mâini și picioare de oameni în râul Tibru. Festivalurile primăverii se succedau rând pe rând într-o orgie continuă. În timpul lupercaliilor, tineri aristocrați alergau în pielea goală în sus și în jos pe Via Sacra, lovindu-i pe cei ce stăteau deoparte cu fâșii din piele de țap, într-un ritual al fertilității. Liberaliile, ținute în cinstea lui Liber, zeul viței de vie, se grupau cu sărbătoarea lui Dionisos sau Bacchus, cum era cunoscut zeul în Roma, culminând cu o petrecere a beției. Bacchus, pus în scenă de un tânăr chipeș, efeminat, călărea însoțit de un silenus, desfrânat într-o șaretă trasă de leoparzi, în timp ce băieți de 16 ani de pe tot cuprinsul Romei îmbrăcau oficial toga virilis și și-asumau statutul de bărbați liberi, ieșiți de sub autoritatea parentală. Se țineau jocuri. Ludii megalenzes se deschideau în sunete de trompetă pentru Cibele, zeița frigiană a naturii și consoarta lui Atis, zeul fertilității, și erau urmate la scurt timp de ludii cereales, care se deschideau cu o ceremonie în cinstea lui Ceres, zeița agriculturii. Atretes săvârși cel de-al 100-lea omor al său la ludii florales, în timp ce sute de amorate îi scandau numele și aruncau spre el ghirlande de flori. La Ludus, Bato turnă vin într-o cupă de argint. Atretes era profund deprimat după emoțiile tari din arenă. Focul din sânge îi se făcu rece ca gheața. În tăcerea Ludusului, mintea lui se golea de pofta de sânge și devenea mai trist și mai posomorât. Spre deosebire de Celerus, care se bucura din plin de faima și poziția lui, Atretes se simțea fără valoare. Unii oameni nu se pot obișnui cu sclavia, indiferent cât de aurită le-ar fi fost colivia. Atretes era unul dintre ei. Certes a venit la Roma să te vadă luptând, zise Baton mânându-i cupa.
Atrete se tolăni înapoi pe canapea într-o poziție aparent relaxată, care nu-i masca tensiunea. Aceasta se simțea în întreaga încăpere. Și cine este acest Certes, ca să fiu impresionat?" întrebă el sec, băbându-și vinul, cu ochii arzând, mâinile erau albe ca varul. "Un efesean extrem de bogat și puternic, care face afaceri cu gladiatori. A venit special să te vadă și chiar într-o vreme când răbdarea împăratului a ajuns la limită. Dacă supraviețuiești la jocurile de săptămâna asta, s-ar putea să te vândă lui Certes și să te trimită să-i distrezi pe cei din Asia." "Oare un sclav din Efes e mai de preț decât unul din Roma?" întreba Atrete sarcastic. Bato își umplu cupa cu vin. Îl admira pe Atretes. Deși era șlefuit și avea rafinamentul unui gladiator roman profesionist, în piept îi bătea încă o inimă de barbar. "Depinde de ce-ți dorești," zise Bato, "faimă sau libertate?" Văzu că trezise întreaga atenția lui Atretes. Anul trecut, la Ludii Plebeii, Certes a ținut meciurile eliminatorii. Au început cu 4 perechi și ultimii 3 rămași au fost atâțați unul împotriva celuilalt. Sorbi din vin în timp ce ochii lui Atrete să-l priveau fix. Supraviețuitorul și-a câștigat libertatea. Atrete se îndreptă ușor. "Totul depinde de ce ai să faci la următoarele jocuri. Vespasian le-a lăsat pe mâna lui Domitian." Atrete știa ce amenințare implica acest fapt. "Cu câți va trebui să lupt?" "Cu unul singur, un captiv." Surprins, Atrete se încruntă. "Un captiv? De ce o asemenea pradă ușoară? Ca să nu fac un spectacol destul de bun pentru a-l impresiona pe Certes?" Bato clătină din cap. "Îți subapreciez adversarul," zise el întunecat, știind mai multe amănunte decât putea împărtăși cu Atretes. Domitian era viclean și crud. "De ce m-ar pune Domitian față în față cu un captiv, știind că eu voi fi în avantaj?" În ciuda timpului petrecut în Roma, Atretes nu cunoștea încă subtilitățile minții de roman. Uneori, antrenamentul, puterea trupului sau chiar armele nu constituie neapărat un avantaj, ci modul de a gândi. Fiecare om are un călcâi al lui Achille, Atretes. "Și al meu care e?" Batol privi peste marginea cupei, dar nu răspunse. Nu putea să o facă fără să-și riște viața. Domitian va ști dacă l-a pregătit pe Atretes dinainte. Atretes se încruntă concentrat, gândind tactic, întrebându-se care era slăbiciunea lui. "Îți aduce aminte de tânărul aristocrat roman căruia aproape că i-ai scos mațele în primele săptămâni după ce ai fost adus aici?" zise Bato în cele din urmă, riscând atât cât îi permitea îndrăzneala. "N-a uitat umilința prin care l-ai făcut să treacă și nici n-a pierdut înțelegerea lui Domitian. Împreună au găsit un mod amuzant prin care să te distrugă." "Amuzant?" Deși între ei nu era posibilă prietenia, se bucurau de respect reciproc. Atretes știa că Bato îi dezvăluise tot ce putea cu privire la jocurile ce urmau și încercă să intuiască ce se ascundea în spatele vorbelor lui. Nu uita că cea mai mare realizare a lui Domitian a fost o campanie încununată de succes la frontiera Germaniei, zise Bato. Atretes râse batjocoritor. "Orice ar crede el, nu suntem niște învinși. Rebeliunea se va menține atâta timp cât va exista suflare de viață într-un german." "Un singur german nu poate face nimic și legătura pe care ați avut-o între triburi a fost de scurtă durată," rosti Bato cu subînțeles. "Suntem înfrățiți împotriva unui inamic comun și în curând ne vom ridica din nou. Mama a profețit că un vânt dinspre nord va aduce distrugere peste Roma." "Un vânt care s-ar putea să nu bată totuși cât timp ești tu în viață," zise Bato. Puse jos cupa și își puse mâinile pe masa dintre ei. "Te sfătuiesc să-ți petreci următoarele zile rugându-te la zeul în care crezi. Cere înțelepciune ca să învingi. Domitian te-a citit bine, Atretes. Libertatea s-ar putea să vină cu un preț mai mare decât ești dispus să plătești." Ei făcu semn să plece. Decimus se relaxă pe canapea și luă mâna lui Febe. O ascultă pe Hadasa, care cânta la harpa ei mică, despre turme de vite risipite pe 1000 de dealuri, despre un păstor care avea grijă de oile sale, despre mare și cer și despre un glas purtat de vânt. Toată tensiunea îi se topi și se pomeni plutind. Era obosit, obosit de lupta pentru a trăi,
obosit de durere, obosit de boala lui. În câteva luni urma să se întoarcă pentru totdeauna la Efes împreună cu Febe, unde puteau foarte bine să se întrețină din proprietățile lor pentru tot restul vieții. Toate bunurile pe care le avea în Roma urma să le predea lui Marcus. Se îngrijora pentru Iulia, dar nu putea face nimic. Avea un soț care să-i poarte de grijă și o viață de trăit. Nu mai era sub ocrotirea lui. Febe îi intui starea de spirit și își puse în gând să-l ușureze de depresia lui, dar dulceața muzicii nu făcea decât să-l adâncească și mai mult în reverie în seara aceasta. Spune-ne o poveste, Hadasa, zise ea. Hadasa își puse mica harpă în poală. Ce fel de poveste v-ar plăcea să auziți, doamnă? Iuliei îi plăceau istorisirile despre dragoste și bătălii, despre David și voinicii lui, despre Samson și Dalila, Estera și regele Ahasveroș. Spune-ne o poveste despre zeul tău, zise Febe. Hadasa își plecă capul. Ar fi putut să le povestească despre creație, ar fi putut să le povestească despre Moise și despre felul în care Dumnezeu se folosise de el pentru a-i da poporului său legea și a-l scoate din Egipt, ducându-l în pământul făgăduinței. Ar fi putut să le povestească despre Iosua și Caleb și despre nimicirea Ierihonului. Își ridică ochii și îl privi pe Decimus. Un val de compasiune o inundă văzând ridurile adânci săpate pe fața lui, chipul tulburat și spiritul bolnav. Vorbele îi veniră în minte la fel de clar de parcă i le-ar fi spus tatăl ei, așa cum făcuse de nenumărate ori în prăvălioara din Galileea, în timp ce modela lutul la roata olarului și repeta o pildă rostită de Domnul. Doamne, vorbește prin mine în așa fel încât ei să-ți poată auzi glasul, se rugă ea în tăcere. Un om avea doi fii, începuia, și cel mai mic i-a spus tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl și-a împărțit bogăția între cei doi. Nu trecură multe zile și fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o călătorie către o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea pe un trai desfrânat. Febe se foi stânjenită gândindu-se la Marcus. Trase cu ochiul la Decimus, dar acesta asculta cu atenție. După ce și-a cheltuit toți banii, o foamete cumplită s-a abătut peste acea țară și tânărul a ajuns în mari nevoi. A intrat slugă la un cetățean al acelei țări, care l-a trimis pe câmp să hrănească porcii. Tângea să-și potolească foamea cu lăturile porcilor, dar nimeni nu-i dădea nimic. Atunci și-a venit în fire și și-a zis, Câți din argații tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame. Am să merg la tatăl meu și am să-i spun, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă unul din argații tăi. Și a pornit spre casa tatălui său. Se opri împreunându-și mâinile, apoi continuă. Încă pe când se afla la mare depărtare, tatăl l-a văzut și s-a simțit cuprins de milă. A alergat spre el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Și fiul a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Hadasa știa că era o încălcare a oricărei legi nescrise a sclaviei să-și privească în față stăpânul, dar nu se putu abține. Își ridică ochii și privi drept în ochii lui Decimus Vindacius Valerian. Văzu durerea lui și se simți străpunsă de suferința lui. Dar tatăl le-a spus slugilor, Grăbiți-vă, aduceți cea mai bună haină și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel de argint în deget și încălțări în picioare, aduceți vițelul cel mai gras și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, pentru că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. În încăpere se lăsă tăcerea, Hadasa își plecă din nou capul. Febe se uită la Decimus și se sperie când văzu expresia de pe fața lui. Ochii erau umezi, plini de lacrimi. În toți anii în care fusese răcăstoriți, nu-l mai văzuse niciodată plângând. Poți să pleci, Hadasa, zise ea, regretând că-i ceruse să spună o poveste, pentru că istorisirea aceasta îi străpunsese inima și îi trezi un dor teribil, inexplicabil. Fata se ridică grațioasă.
Nu, stai, zise Decimus încet, făcându-i semn să se așeze la loc. Tatăl este întruchiparea zeului tău, continuă el. Da, domnule. Țara ta e distrusă și poporul dus în sclavie. Hadasa simți o pornire de duioșie pentru stăpânul ei, semăna atât de mult cu fiul lui. Își aduse aminte cum îi spusese Marcus aceleași vorbe în grădină cu atâtea luni în urmă. Dacă ar fi fost mai înțeleaptă, dacă ar fi cunoscut scripturile la fel de bine ca și tatăl ei. Orice nenorocire e o binecuvântare dacă îl apropie pe om de Dumnezeu. Enoch intră în cameră cu o tavă încărcată cu vin și cu fructe, o puse jos în fața soților Valerian și începu să toarne vinul. Dar ce s-a întâmplat cu fiul cel mare, care a rămas cu tatăl său, întrebă Phoebe. Fata se uită cu sfială la Enoch. El se afla pe câmp și când s-a întors a auzit muzică și dans. A chemat pe una din slugi și a întrebat-o ce se petrecea. Sluga i-a spus, fratele tău a venit acasă și tatăl tău a tăiat vițelul cel mai gras pentru că s-a întors steafăr și sănătos. Fiul cel mare s-a înfuriat atunci îngrozitor și a refuzat să intre în casă, așa că tatăl a ieșit afară și a început să se roage de el. Dar fiul a răspuns și i-a zis tatălui, iată, timp de atâția ani te-am slujit și n-am nesocotit nicio poruncă de-a ta și totuși nu mi-ai dat nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când acest fiu al tău care ți-a irosit averea cu târfele a venit acasă, ai tăiat vițelul cel gras pentru el. Atunci tatăl i-a spus, fiul meu, tu ai fost întotdeauna cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuie să fim bucuroși și să ne veselim, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost regăsit. Enoch îi întinse o cupă lui Phoebe și turnă alta. Luând-o, Decimus se uită la fața lui rigidă. Tu care dintre fii ești, Enoch? Întrebă el. Nu cunosc povestea, zise Enoch încordat. Să vă mai aduc ceva, domnule? Decimus îi făcu semn să plece și zâmbi ușor privindu-l cum iese din cameră. Bănuiala mea e că fiul cel mare e evreul drept care se supune legii. Atunci cel mic e evreul care s-a întors de la religia lui, zise Phoebe. Se uită la Hadasa așteptând o confirmare. Întreaga omenire a fost creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, Doamnă. Nu doar evreii. Hadasa îl privi pe Decimus. Cu toții suntem copiii lui Dumnezeu. El ne iubește pe toți la fel, indiferent că suntem evrei sau neevrei, sclavi sau oameni liberi. Nu putem să-i câștigăm dragostea, ci doar să o primim ca pe un dar. Un dar pe care El e dispus să-l ofere fiecăruia dintre noi. Decimus era uimit de vorbele ei și mai uimit de faptul că le rostise cu voce tare. Masca alunecase și adevărata față a religiei ei ieșise la iveală. Se întrebă dacă Hadasa înțelegea care erau implicațiile a ceea ce oferea sau amenințarea pe care ideologia ei o reprezenta pentru însăși structura Imperiului Roman. Poți să pleci, zise el privind-o cum se ridică ușor și părăsește încăperea. Evreii erau disprețuiți pentru moralitate, pentru separatism și pentru felul rigid prin care țineau legile lor, pentru credința încăpățânată într-un singur zeu. Deși era sclav, Enoch avea și el o anumită aroganță, fiind convins că aparține unui neam ales. Dar ceea ce Hadasa spusese despre Dumnezeul ei mergea dincolo de toate astea. Vorbele ei dărâmau zidul oricărei descendențe și tradiții. Fiecare om este un copil al lui Dumnezeu, toți egali în ochii lui. Niciun evreu drept n-ar fi fost de acord și niciun împărat roman n-ar fi tolerat o asemenea pretenție, căci spulbera mândria primului și puterea celui de-al doilea. Dar mai era ceva care îl tulbura pe Decimus. Mai auzise vorbe de acest fel înainte, strigate cu glas tunător în fața unei mulțimi adunate lângă obeliscul egiptean. Bărbatul care le rostise era răstignit cu capul în jos. Numele lui era Petru. Se pare că micuța noastră Hadasa nu e deloc evreică la urma urmei, Phoebe, zise el solemn, ci creștină.
Disperarea lui Atretes crescu odată cu ura lui în timp ce stătea pe nisip și privea răzbunarea pe care o pregătise Domitian. În fața lui se afla un tânăr puternic și bine făcut, blond, cu barbă și cu părul lung. Purta piele de urs și în mâini ținea o frameie. Un captiv, după spusele lui Bato, care l-avertizase atât cât putuse. Un captiv german și, după toate aparențele, încă unul din propriul său trib, deși nu îl recunoștea. Atretes, Atretes, striga mulțimea, dar glasurile se stinseră treptat când el nu mai făcu nicio mișcare de atac. Alții din mulțime îi strigau insulte și îl batjocoreau. Cât de repede se schimbau lucrurile. Un alt val se ridică din rândul gloatei, care numai cu câteva minute înainte l-adora. Biciuiți-i, ardeți-i! Atretes văzu unul din instructori pășind în arenă cu un fier înroșit în foc și își dădu seama că intenționa să-l îndemne pe tânărul captiv să lupte. În partea lui, Bato se ivi lângă perete întunecat. Se uită cu subînțeles către loja lui Domitian. Întorcându-și capul, Atretes își înălță privirea. Domitian și prietenul lui râdeau în hohote. În timp ce luptătorul german scoase un urlet de durere, Atretes își descărcă furia asupra instructorului roman. Mulțimea își ținu respirația când îl seceră cu o singură lovitură de gladium. Înmărmurită, arena amuții. Atretes se înfipse în picioare în fața războinicului și luă o poziție de apărare. Omoară-mă dacă poți, îi poruncea Atretes în germană. Ceati, exclamă bărbatul uimit. Luptă! Războinicul își lăsă jos frameia. N-am de gând să lupt împotriva unui frate, nu pentru plăcerea gloatei romane. Își roti privirea de jur împrejur la mulțimea de oameni și scuipă pe nisip. Atretes se văzu pe sine cu 5 ani înainte. Pumnii se încleștară pe gladium. Trebuia să-l facă să lupte, altfel amândoi aveau să sfârșească nedemn. Așa că îl ațâță pe tânăr așa cum el însuși fusese ațâțat, îi batjocori mândria, iar aruncă în față înfrângerea care l-adusese captiv pe o arenă romană. Știa unde ardea focul într-o inimă germană și întreținu flacăra până când framea se ridică din nou și ochii tânărului se aprinseră. Arăți ca un roman, miroși ca un roman, ești roman din cap până în picioare, strigă războinicul, tăind în Atretes răni mai adânci decât primise vreodată. Captivul lupta bine, dar nu destul de bine. Atretes încercă să prelungească lupta cât putea de mult, dar mulțimea nu se lăsă păcălită și începu să vocifereze furioasă. Atretes profită de următoarea ocazie și, când își retrase gladiumul, războinicul se prăbuși în genunchi, ținându-se de rana de la burtă. Cu sângele gâlgâindu-i printre degete, își ridică cu greu capul. N-am crezut niciodată că am să mor de mâna unui frate, zise el întunecat, cu un dispreț evident. Mai bine de mâna mea decât să fie aruncat la fiare sau răstignit pe o cruce romană, zise Atretes. Se aplecă și ridică framea, oțelindu-se pentru ceea ce trebuia să facă. I-o întinse luptătorului. Arată-le cum știe să moară un german. Când bărbatul privi nemișcat, strigă. Ridică-te din genunchi. Bărbatul se folosi de armă ca să se ridice. Când fu din nou în picioare, Atretes își trecu gladiumul prin pieptul celuilalt străpungându-i inima. Îl ținu drept și îi strigă în față. Te trimit acasă, la Tivaz. Aruncând sabia de mâini, îl lăsă să cadă pe spate cu brațele deschise în uralele mulțimii. Respirând greu, Atretes nu-și recuperă gladiumul roman, ci se aplecă și luă framea. Cu ochii împăienjeniți de lacrimi, se întoarse și îl privi pe Domitian. Deși victorios, știa că fusese înfrânt. Aruncându-și framea în aer, îi blestemă pe toți în germană. Atretes fu adus la Bato înainte să se întoarcă în camera lui pentru culcare. Vespasian te-a vândut lui Sertes. În 2 zile te îmbarci spre Efes, îi spuse acesta. Un mușchi tresări pe obrazul lui Atretes, dar nu zise nimic. Ți-ai câștigat scump ocazia asta, noi rosii, zise Bato. Atretes își întoarse capul și îl privi pentru o fracțiune de secundă. Bato nu mai văzuse în toată viața lui ochii atât de reci. Zeii să-ți zâmbească în continuare și să-ți dea libertatea pe care o meriți cu prisosință, îi ură el, făcându-le semn cu capul celor doi gardieni să-l ia.
În întunecimea celulei sale, Atretes își îngropă fața în palme și plânse amarnic.